Mulțumesc, Marius. Victima Monicăi Macovei a fost externată și pentru prima dată bărbatul a vorbit la România TV despre trauma prin care trece. Deși a fost externat, el este imobilizat la pat. Îi mulțumește lui Dumnezeu că i-au fost salvate însă mâinile și picioarele. Cristina Mihăilescu are mai multe informații. Bun găsit, Cristina! Bine v-am găsit. Motociclistul accidentat de Monica Macovei a fost externat după mai bine de 2 luni petrecute în spital și a vorbit în exclusivitate pentru România TV. Acesta a spus că înainte de externare a mai fost supus unor intervenții chirurgicale grele la mână și la picior, în cadrul cărora i-au fost montate tije metalice. Chiar dacă este acasă, va mai rămâne o perioadă țintuită însă la pat, pentru că va avea voie să pună piciorul pe pământ abia după 6 săptămâni. Urmează, bineînțeles, ședințe lungi și grele de recuperare. Mai mult decât atât, bărbatul îi mulțumește lui Dumnezeu, dar și medicilor care i-au salvat viața și spune că dorește să îi se facă dreptate. Tocmai de aceea a și depus plângere împotriva Macovei și chiar în baza acestei plângeri, procurorii vor putea face în sfârșit pași importanți în anchetă. Așadar, în perioada următoare urmează audieri pe bandă rulantă. Vor ajunge în fața oamenilor legii Monica Macovei, motociclistul accidentat, dar și martorii accidentului, precum bărbatul care îl însoțea pe fostul ministru. Pe de altă parte, Monica Macovei face tot posibilul pentru a scăpa bazma curată din acest accident. Știm că într-o primă fază a dat vina pe motociclist, iar mai apoi l-a dat în judecată pe procurorul care se ocupă de caz. A pierdut însă definitiv procesul după ce magistrații au respins cererea atât într-o primă instanță cât și în faza de apel.